Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la ceva epic. Un abonat mi-a dat un mesaj și mi-a spus că s-a lansat un nou joc, Rusty Lake. Ei bine, jocul acesta este de succes, 98% din review-uri sunt pozitive, deci o să ne distrăm astăzi și o să ne simțim bine. Pentru cei care nu știți ce este Rusty Lake, ei bine, sunt noi pe canal și ați ratat o serie super mișto. O să pun pe canalul secundar toate episoadele în ordine și o să fac eu acolo niște compilații tari, dar o să vă explic oricum, dacă nu sunteți la curent. Scurt pe doi, este un joc puzzle foarte, foarte tare. Fără să știți așa povestea, doar să vă explic imediat și povestioara. E bine, se pare că o să continue acțiunea cu Laura Vanderboom și din ce am citit în review-uri, ci că primele 40 de minute nu prea înțelegi mare lucru, următoarele înțelegi că e puțin cu Rusty Lake similar și ultimele ci că sunt insane. Deci hai să vedem și noi care e situația. Fiți atenți, puteți să dați skip dacă doriți, dar acest joc este bine să îl joci ca ultimul joc din serie, pentru că ele sunt mai multe, este o serie de jocuri Cubescape și apoi o serie de jocuri Rusty Lake, însă, pentru cei care nu sunteți up-to-date, vreau să vă citesc un minuțel, două, toată povestea ca să înțelegeți exact despre ce e vorba, că e foarte interesant. Am reușit să o fac cu, nu ChatGPT, că nu prea m-a ajutat, ci cu Bing AI de la Microsoft, chiar mi-a făcut un rezumat mișto și l-am băgat aici în română. Și fiți atenți, că e interesantă povestea și unii dintre voi care ați mai văzut episoadele anterioare o să fie puțin nostalgic pentru voi. Deci, jocurile Rusty Lake sunt o serie de jocuri puzzle, asta știți și voi, și este vorba despre lumea misterioasă și întunecată din Rusty Lake. O să știți mai repede să nu stăm foarte mult. În secolul al XVIII-lea, deci e vorba despre Caroline, care o să se tot repete, o alchimistă, descoperă secretul elixirului vieții și al morții. Deci faci un elixir cu care poți să supraviețuiești la infinit, o substanță care poate acorda nemurire și vrea să îl efectueze, mă rog, așa, cu un ritual care necesită o jertfă umană, deci trebuie să sacrifice un om. Aici mi-a tradus greșit, zice că ei, nu știu cine ei, poate familia ei, vor să-l sacrifice pe fiul lor Jacob, dar Caroline nu vrea să-l sacrifice de fapt copilul și îl trimite departe și moare ea în locul copilului. Ok, moartea ei blestemă Paradise Island, adică centrul din Rusty Lake cu cele 10 plăgi biblice, și Jacob se întoarce pe insulă și oprește plăgile, dar el este sacrificat de familia lui. Ritualul creează un cub negru care conține amintirile lui, amintirile A-Landerilor, deci familia lui Caroline, ok? Înțelegeți scurt pe doi. Asta era faza cu cubul ăla negru de tot apărea în jocurile anterioare. Ei bine, în secolul 19, Aldous, un alt caracter foarte important, și William Vanderboom, doi frați care sunt de asemenea alchimiști, moștenesc cercetarea Caroline, adică cu elixirul ăla, și continuă munca. Ei se mută într-o casă lângă Rusty Lake și încep să experimenteze cu elixirul. Ei creează un arbore genealogic, știți că am jucat noi un joc și era detai arborele, cu foarte multe persoane, care cuprinde 3 generații. Aldous bea elixirul și devine nemuritor, dar se transformă într-o creatură hibrid cu cap de cioară. Deci, practic, Aldous este Mr. Crow. Îl tot întâlneam noi în episoade. Și William Vanderboom, ok, bea elixirul și moare, dar sufletul lui este transformat într-un papagal numit Harvey. Deci el era, William Vanderboom era papagalul de tot apărea și nu știam noi care e faza cu el. Vanderboom îi creează și un cub alb care conține amintirile lor. Deci avem cubul negru, amintirile lui Caroline, care a făcut elixirul, și cubul alb care este al ăstora doi, care au continuat toată treaba cu elixirul acela. În secolul 20 apare Laura Vanderboom. Laura Vanderboom e importantă, că o să fie în jocul ăsta, despre ea este vorba în joc, din ce am înțeles, ultima descendentă a familiei Vanderboom. Da, deci Vanderboom mai deasupra era William, care a lucrat cu Aldous la elixir în continuarea lui Caroline. Nu știu dacă înțelegeți exact. Și continuă, Laura Vanderboom e ultimul membru al familiei Vanderboom, moștenește casa și cubul alb, este bântuită de coșmarul și viziunile lui Rusty Lake, adică oamenii care au fost sacrificați în Rusty Lake și plăgile și tot ce s-a întâmplat. Ok, și ea este urmărită de Robert Hill, fostul iubit care e obsedat de ea. Robert o ucide pe Laura în apartamentul ei și ia cubul alb. El este arestat de Dale Vandermeer. Asta este altul, un detectiv care investigează crima Laurei. Noi la un moment dat jucăm cu Dale Vandermeer, dacă țin bine minte, care găsește un cub albastru care îi permite să schimbe trecutul. Și acum, interesant, Laura este înviată de Dale și dusă în Rusty Lake Hotel, un loc în care trăiesc și lucrează hibrizi, adică oamenii hibrizi, știți că erau ăla cu cap de porc, cap de iepure, erau foarte mulți, mă rog, și erau sub supravegherea lui Aldous. Deci Aldous n-a murit decât William Vanderboom, dacă zic corect, ok. Laura este înviată la o petrecere unde este servită ca fel principal. Asta e nebunie. Ea scapă din camera ei și află că Aldous încearcă să-i recolteze sufletul pentru ritualul lui. Laura se apără și îl ucide pe Aldous cu ajutorul lui Harvey, deci cu al papagalului. Sufletul lor este liberat din trupul ei și călătorește în diferite locuri și timpuri în Rusty Lake. Ea asistă la diverse evenimente care implică strămoșii ei, familia Caroline, Robert, Dale, Raymond, Aldous, deci sunt mai mulți, Harvey, papagalul și alte personaje. Sufletul lor ajunge la Samsara Room. Am jucat jocul cu Samsara Room, un loc unde
sufletele se pot renaște sau ascende la un nivel superior de existență. Ea o întâlnește spiritul Caroline. Deci ea moare și sufletul ei se ridică la cer, ceva de genul, și se întâlnește cu ceilalți, cu Caroline care murise și de la ea a început toată povestea, înțelegeți toată ideea. Sufletul lor ascende la Rusty Lake Paradise, un loc unde sufletele pot găsi pace și fericire. Ea se reunește cu Caroline, Jacob, William, Harvey, Dale, cu toată lumea și alte personaje care au fost ascensionate și ele. Ok, și ei sărbătoresc din reuniunea lor cu muzică și dans. Toată povestea asta este foarte nostalgică pentru noi care am mai jucat jocurile anterioare. Eu v-am spus așa scurt pe doi, că jocurile sunt foarte multe ca idee, dar sunt hype pentru că avem din nou un Rusty Lake game. Jocurile acestea sunt foarte, foarte bune. Ne-am distrat o groază cu ele și chiar merită o compilație. O să pun ceva pe secundar și sincer, după ce fac multe o să fac din bucățele compilațiile pe secundar, cred că o să pun o compilație uriașă și pe principal cu toate jocurile cap-coadă, ca să pricepem și noi povestea, că o să fie mișto. Adică chiar o să fie tare. Am înțeles că jocul ăsta devine foarte interesant de la jumătatea jocului și la finalul jocului. Deci începutul, cred că o să fim așa puțin mai confuzi. Cred că o să încercăm să facem 3 episoade, nu știu. Rusty Lake Presents. Și ce prezintă? Aroma de G Fuel pe care o beau cu codul RAF 12% reducere clasică, rău de tot. Sonic Peach Rings. Cea mai bună aromă, practic. Deci am citit descrierea jocului, m-am uitat la review-uri. Crib Station. Dar oamenii ziceau că e un must play ăsta dacă îți place Rusty Lake și așa. Bun. Deci un click, point and click, ceva de genul clicker puzzle game. Femeia asta oare e Caroline? Sau care e ea? Mă bucur că ești aici. Asta este fata mea, Laura. Oh, e Laura Vanderboom. Ai grijă de ea. Deci ați înțeles acum care e faza cu Laura dacă n-ați dat skip. Și practic jocul ăsta e full de puzzle care și gen nu-ți explică nimic, puzzle-le astea. Doamne, deja nu înțeleg ce se întâmplă. Ok. Stai un pic să vedem. Deci trebuie să căutăm noi iteme, trebuie să ne dăm noi seama. Bebeul dezbrăcat. Opa, are you proud of yourself? Ah, plânge bebelușul. Trebuie atașat la ceva ăsta, probabil. Hai să vedem servieta, ce e în ea. E că dăm biberonul la bebeluș. Clasic. Poate face pe aia, nu-i trebuie un scutec. Să fie un pin oare? Gen să... punem noi undeva pinul ăsta. Ah, sunt mai multe camere, am uitat, mă. Nu știu de ce credeam că e o singură cameră. Păi nu e nimic în gunoiul ăla? Ok, ne trebuie niște cheițe, aparent. Deci sus nu pot să dau click. Da, cam așa e jocul, trebuie să analizezi tu tot. E fix, 12 fix. Trebuie să deschidem asta. Probabil ne trebuie ceva cu care să atingem ăla. Ia stai. Tăiem cumva... Asta e un iron sword, trebuie să putem... A, uite aici. A, m-a aruncat, omul, și-o luăm. Ok, makes sense. Want a trip to Rusty Lake. Deci, ăsta e Rusty Lake-ul și ăsta este hotelul, dacă zic corect. Hotelul unde erau animalele alea hibride, de v-am zis eu mai devreme. Dar ce e asta? Aici e ceva. Nu dau seama ce. Ok, we're back. Da, e scutecul. Încă nu e gata, cred. A, nu, trebuie cu pinul. Lol. Bă, căcănescu! Fast metabolism, are metabolismul rapid. Da, acum plânge bebele gen. Păi dă-mi pe față cu căcănescu? No. Bă, nu știu ce e asta, dar... ce știu e că mă duc într-o parte și deschidem aici. Mamaia. Mamaie. Chi-am dat cu ăsta? Ticket to the next station. One coin, please. Îi dau căcănescu. Na, n-avem bănuțul, din păcate. Cheia nu avem. Trebuie să facem foc undeva, dar nu-mi dau seama. Aaaa. Trebuie să punem ora anume. Dar nu știu dacă o găsesc. Deci scutecul la ăsta și dăm foc. Ok, ne-a dat scraper. Scraper cu care scrape-uim aici. Aha,
Viitorul va ajunge. Și avem D-ul ăsta ciudat. Valu. Ok. Și cred că acum mi-am dat seama. Erau simbolurile pe care noi trebuie să le punem. Și ne arată ceasul exact. Ne arată 10 și un sfert. Ok. Dați și voi un like, boys, de asemenea, că e nebunie, Rusty Lake. Iubesc jocul ăsta, vine să le joc chiar pe toate. Yo, let's go. Let's go. Deci îmi vine să le joc pe toate iar. 10 și un sfert. Ticket, please. Bă, e problemă. Aha. El ne-a dat bănuțul, l-am furat banii de la el. Ticket to the next station. One coin, please. Ți-am dat bănuțul. There you go. Ia uite-l, mă. Have a nice journey. Mersi, mersi. Să am o călătorie plăcută. Gata. Thank you. Have a nice journey. Să ai o călătorie plăcută. Hai, mersi, băi, mustăcilă. Dar plec doar eu, femeia, nu? A, am lăsat-o acolo, femeia, ok. Are sens, are sens. Bun. S-ar putea să ne jucăm de un singur episod jocul ăsta, nu cred că de 3. Nu cred că e așa lung. Hai că vedem, vedem, vedem. Și asta. Bă, ceva aici. Deci avem Crib Station. Astea sunt toate capitolele, adică pare destul de scurt jocul. Credeam că e mai lung. Child Lane. Crib Station, Child Lane. Cred că aici crește Laura. Nu-mi dau seama. E tu femeia sau? A, da, bă, a crescut. Dar stai, mă, un pic, cine e femeia? E Caroline, oare? Nu, Caroline murise. Ai ajuns în anul acesta. Nu vreau să o las. Sau nu vreau să o părăsesc, dar trebuie. Protejează în anii care urmează să sosească, să vină. Vreau dulciuri. Ai, mama mea. A, ok, lipsește ceva, credeam că trebuie să le învârt eu pe toate. Sau trebuie să le învârt pe toate. Aici e o gumă. A, dar stai că noi avem și asta. Uite, am luat old gum. Hai să-i dăm guma asta veche la copil. Bă, i-am dat gumă uscată. Chewed gum. Doamne. Cheia nu avem. Holidays from small to big. De la mic la mare. Holidays to big. A, e ăsta de la mic la mare. Paharul. Paharul pălăria. Paharul pălăria ăla. Camila. Avionul. Piramida și soarele. Bine, boi, ce zâmbet are. Nu se deschide asta. Scraper. Să-l tragem cu guma, oare? Nah. Opa. Nu știm codul. Nu pune mâna pe mine, auzi. Mr. Owl. Nu știu exact cine era Mr. Owl, că era unul din frații a doi sau nu, nu cred. Sau? Tichet. Aha. Mr. Owl. Child Lane. Huh. Telefonul. Pare că are ceva în mână. Îmi scapă ceva, dar nu știu ce. Ce scapă? Oh, am pus guma aici. Ok. Se ascunde de noi. Mr. Owl. Trebuie să căutăm copilul. Uite ce am găsit. Ok, cred că e pentru puzzle-ul ăsta.
Ai, mama mea. Are you serious right now? Deci pot să dau stânga, dreapta, sus sau jos. Ăsta pe mijloc n-ar trebui să fie foarte greu. Ar trebui să ne putem da seama relativ ușor. Mai era bine ăla. Ăsta nu e bine. Linia trebuie să continue. Astea două sunt bine. Albastru trebuie să fie sus. Aha. Crank it up, brother. Dar la ce punem crank-ul ăla? O chestie poster. Aha. Sparkling eyes. New bracelet. Trebuie să-i schimbăm cum ți zice. New hair. Larger eyes. Bigger smile. Surprise. Emergency call 53114 să sunăm. De urgență. Mamă, voi nu cred că ați prins telefoanele astea sau? Mamă, trebuie bănuți. Cred că-i fură stuia banul, dar... Crank it up, brother. 53114, dar nu merge codul băgat aici. Aha, ăsta era. Photo service. Iacă-tă-l. Daily news. Suitcase found. Mamă, ăsta e dintr-un alt joc din stânga sus, wow. Hotel renovation. Hotel renovation. Ageless dog. Birthday massacre. New station opening. Factory opened. Holiday season. Painting lost. Asta? Aha. Și acum e ocupat, îi luăm bănuțul. A recele, se zice, de la regele. Și putem să sunăm la 53114, parcă? Mamă, eu chiar am prins telefoanele astea, deci sunt bătrân. Deci băgai degetul, boing, și învârteai. Și practic trebuie să ajungă până aici ca să formezi numărul. Deci 5, boom. 3, boom. 1, 1, 4. Ia să auzim? Hello, I am glad you come. Mă bucur că ai sunat. Mama, voi veni să o iau eu. Asta ne vorbește din viitor, să nu mai știu cum era în jocuri. Ea cunoaște. Uite-te în ochii acelei păsări. She knows. Mr. Owl. S-a deschis ceva, dar nu ne lasă să vedem. Aha, 8827. Ok. Ce are numărul ăsta? 8827. Ah, ok. Oh, come on. Ah, nu e deschis. Credeam că trebuie să bag un bănuț. Să-i fac poză? Nu, cred că la copil? Mie mi-a făcut. A văzut ceva horror. Ce simboliza asta din jocuri? Că nu știu. Ăla de la telefon mi se pare că simboliza cineva din viitor sau cineva dintr-un univers paralel sau numai o chestie de asta. Că ne vorbea ciudat. Dar ăsta nu mai știu ce înseamnă. Trebuie să vină cu mine. Ia, tata aia ce zice? N-are nicio treabă, tata aia. Da, am înțeles că trebuie să vină cu tine, dar... Ce se întâmplă, mami? Plânge. Ai, uite-i coarnele. Au plecat! Ok, mă gândeam că o ucide direct. K87. Nu știu ce a fost codul ăla. Dragă prieten, speram că... Nu trebuie să o părăsesc niciodată. Îmi iubesc fata mai mult decât orice în lumea asta.
Dar știi că noi amândoi trebuie să ne urmăm drumurile noastre. Ține bucata asta aproape de tine, te va proteja sau o va proteja pe ea în viitor. Rose, deci Rose e ea. Rose mi se pare că e fata cuiva, o fi fata lui Caroline sau... Nu mai știu. I don't know, man. Lasă-mă în pace. Avem role of film. Photo service, put the film in the box. Vino în 20 de minute. Aici putem să desfacem. Glass panel. Ai mama mea. Cred că albastru o să fie jos. Ai, e hotelul. Era Rusty Lake hotelul. Asta e unul din jocurile mele preferate din Rusty Lake. Mi-a plăcut mult de tot hotelul. Nu înțelegi nimic ce se întâmplă. Nu, asta e bine și asta. Aha. Te cam iei după chestiuța asta. Asta e un pic că nu-mi dau seama. Deci ăsta știm că e bine, că se leagă munții. Nu, ăsta știm că e bine, actually. Deci trebuie cumva să se lege. Ok. Deci aici e bine, aici e bine. Ăstea nu sunt bine. Aici e bine? Nu-mi dau seama. Ce nu e bine, e întrebarea. O bucată undeva nu e bine. Ăsta nu era bine, acum e bine. Deci, în apă trebuie să se reflecte invers. Cred? Dar tot nu-mi dau seama, deci e ăsta în apă. E reflexia, practic. Aici, linia asta nu se leagă cum trebuie. Cred că acum se leagă. Da, îl făcusem în oglindă ăla, îl făcusem greșit. Bun, avem un clock hand. Care e ceasul, e întrebarea. Oh. pe fix, 12 jumate. Nu, no, nu cred că are legătură. Sau? Opa! Deci pe asta o știm. Aici era cineva, am fi fost noi. Iar aici întors. Și ne arată ora... 4 și 5 minute. Ia să vedem. Ce se întâmplă, mă? Nu pot să dau înapoi. Opa. Cred că plecăm, sau? Deci lăsăm copilul, nu-l luăm cu noi? Asta e. Ok. Ticket, please. N-avem biletul. Aici etichetul. Pătrat, cerc, triunghi. Golden timepiece. Nu cred că am ce să-i fac. Ce pot eu să fac în situația asta? Deci fii atent. Asta e chiar nebunie. Nu știu dacă îmi dau seama. Deci îmi zice așa, uitați-vă în stânga, sus, triunghiul, sunt astea trei de la stânga la dreapta. What? Triunghiul? Cercul e stânga jos, dreapta sus. Triunghi, cerc plus triunghi, plus dreptunghi, da, nu înțeleg nimic. Plus dreptunghi, dreptunghiul care e? Dreptunghiul e stânga sus, dreapta sus. Minus romb. Stânga dreapta. Cum adică minus romb? Ăsta plus ăsta plus ăsta. N-a mers. Triunghiul e de la stânga la dreapta. Și mai încercăm o dată. Ăsta plus ăsta. Deci ăsta plus ăsta.
plus stânga sus, dreapta sus. Minus o fi că nu trebuie să apăs. Că e invers actually. Da. Deci nu trebuie apăsate. Ok, metro ticket. Că mi-a rămâneau neapăsate pe alea pe care trebuie să le apăs. Ticket, please. Avem aici văruțul. Mind the gap. Mind the gap. Ok. Opa, cine sta? Suntem noi? Ce zici, fratelo? Ok, ok. Trebuie să-mi pun acum. Dar a lăsat copilul în spate unde să-l luăm cu noi? O să crească mai mare aici. School Street. Școala. A, o fi copilul care duce la școală. Da, bă, nu e copilul, că uite-l aici. Laura Vanderboom. Cineva mi-a furat pozele. Ok. Alune. Ok. Ok, l-am făcut avion. Colegii. Arăți amuzant. Lasă-mă în pace. Când vine metrou. Poți să le pun o alună în cap. Asta e alergic, cred. Ok. Fasole? Nu, sunt cârnați. Oh, Mr. Crow. Ia să-i dăm un cârnat. Da, zice ceva cu cartea lui. School Gossip, asta e bârfă. Sam este îndrăgostit de Johnny. Sam de... Asta nu e Laura? Laura e aici. A, trebuie să-i pun pe toți cum trebuie. Johnny, Johnny. Laura is always alone. Ok, Jimmy has a peanut allergy. A, îl știm pe Jimmy, că l-am văzut. Jimmy e ăsta. Bobby is afraid of airplanes. Hai să vedem cine e Bobby. Tu ești Bobby? Nu, nu e, nu e, nu e el Bobby. Bobby, tu ești? Nope. Stai să ne ducem la Bobby, să vedem care e. Ne dăm seama... Trebuie să se sperie de... Uite, ăsta nu se sperie, dar ăsta e alergic. Cine e Bobby? Ah, Bobby ea e. Și cealaltă e somnoroasă. Opa. Deci Bobby... Bobby e ea. Tess hates sausages. Tess. Hai să vedem cine e Tess. Urăște cârnații. Nu. Nu. Cred că trebuie să dau click pe ei după sau... Da, uite-o pe Tess, am găsit-o. Tess, 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 Tess. Ok. Sam is in love with Johnny. Cred că ne trebuie o poză cu Johnny ca să ne dăm seama. Tess hates sausages. Jimmy has a peanut allergy. Laura is always alone. Bobby is afraid of airplanes. Frankly stole something from Alex. N-are nimic în buzunar. A furat ceva. Ok, deci fata asta a furat ceva. Zice Frankly stole something from Alex. Deci Frankie... Ia e. Ia să vedem. Ăștia doi se iubesc. Ăsta pe ăla cu cap de... Ăsta, ok. Stai. Bobby... Sam is in love with Johnny. Deci ăsta e Johnny. Și ăsta e Sam? Opa, i-am nimerit. Cannot sit with them. Dă-mi o alună.
Cum am amestecat? Dă-mi un cârnat. Meriți asta. Folosește înțelept. O râmă. Aha. Mombo s-a transformat în ceva. Codul nu-l știm. Cred că trebuie aranjate într-o ordine. Uite că scrie aici. Asta nu putem să-l întoarcem. 2-1-4. Nu dau seama. Acadea. Și măsurăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sau nu dau seama de unde trebuie măsurat. De aici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sau 7? 6 sau 7? 1, 2, 3, 4? Nu dau seama exact. 3, 4, 5, 6, 7. 7 sau 8? Trei? Ok. Luăm niște poze. Mr. Crow. Cine voia pozele? Ah, Laura le voia. Îți mulțumesc. Asta e tot ce am de la mama mea. Poți să pleci acum. 14.45. De ce le avea o pasăre care a făcut un ou și s-au transformat pozele? N-are niciun sens. Deci 14.45 a zis. Dar n-am făcut aparatul ăla. 30, 35, 40, 45. Da, dar n-am făcut ăsta. N-am idee ce e aia. Cred că era o misiune extra. Ba nu, că n-am biletul. N-avem bilet, oh my god. Păi și cum fac rost de bilet? Aici e puzzle-ul cu tichetul, da? Tickets. Începem, zice, stânga sus. Stânga de două ori. Stânga de două ori. Sus de două ori. Și după aia ne zice jos, dreapta. Jos. Sau dreapta, jos. Oh my god. Ok, deci e jos, dreapta. Sus sau jos? Sus ne zice de trei ori jos. 1, 2, 3. Oh, come on. Deci de trei ori jos nu e bine. 1, 2, 3. Ne ducem una jos. 2 dreapta. 2 sus. Stânga sau dreapta? Stânga sau jos? Jos. Jos nu e bine, că ne zice 2 jos. Stânga. Stânga ne zice jos una. Ăsta ne zice în toate direcțiile. Cred că dreapta ne zice 2 jos. Jos zice stânga. Na, nu mai înțeleg nimic. Oh, come on! Stânga. Sus. 2 la stânga. 2 sus. Una jos, dreapta, 3 jos aici. Ah, nu, cred că trebuie să apăs ăsta. Da, te lasă cu două variante, deci nu e doar una corectă. Deci eu pot să fac direct ăsta așa. Și să mă duc 3 jos, una stâng, da mă, da. Și eu din colțul ăsta trebuie să-mi dau seama care e varianta corectă. Varianta corectă este, nu jos, ci stânga, ăsta, ăsta. Un pic mai dificil, sincer. A little bit difficult, guys. Boing. Ok, avem un nene cu noi.
Bă, interesant, interesant, nu zic nu, s-a ajuns la Bird Bridge Station. Deci de aici devine interesant pentru că Laura Vanderboom a crescut. Și poate ne mai zice ceva de poveste, căci că jocul ăsta trebuie jucat după ultimul joc. Deci noi practic am jucat toate jocurile, deci ok. Trebuie să-mi termin sketch-ul. Deci, eu zic să lăsăm pe data viitoare și terminăm jocul. Asta este părerea mea, că dacă ne extindem prea mult, nu știu cât sunteți voi dispuși să vă uitați. Da? Deci avem niște mâncăruri, avem niște chestii, mai sunt, nu știu, două capitolul ăsta și încă două, cred, sau ceva de genul. Deci dacă v-a fost dor de Rusty Lake, like-ul la blană și ne vedem la viitoare. Po!